găsit! Sunt Crina Ene și vă invit să vedem ce ne așteaptă din punct de vedere meteorologic. În sud-estul României, vremea va deveni mai caldă spre sfârșitul acestei săptămâni, iar pe alocuri ea va fi dominată de instabilitate. Valorile termice vor fi în general apropiate de mediile specifice perioadei. Vântul va sufla slab până la moderat, iar ceața își va face simțită prezența doar seara. Cele mai scăzute temperaturi se vor încadra între 2 și 7 grade Celsius, mai crescute decât săptămâna trecută. Vă invit să vedem cum va fi vremea în călăraș în următoarele ore. Spre seară, temperatura minimă va fi de 3 grade Celsius, iar mâine cerul va fi înorat și vom avea parte și de intensificări ale vântului. Temperaturile sunt mai scăzute decât în zilele anterioare, temperatura maximă va fi de aproximativ 10 grade Celsius. În zona Muntenii și a Dobrogei, vremea ne surprinde cu temperaturi crescute și cer înorat. În capitală, cerul va fi înorat pe tot parcursul zilei, iar termometrele ne vor indica maxima zilei de 8 grade Celsius. În municipiul Slobozia, cerul va fi parțial înorat, iar temperatura maximă este de 9 grade Celsius. Giurgiuvenii vor avea parte de cer înorat și temperaturile sunt unele favorabile. Maxima zilei va fi de 8 grade. În zona litoralului, temperaturile sunt puțin mai crescute decât în restul orașelor, temperatura maximă va fi de 10 grade Celsius, iar cerul va fi variabil. În municipiul Tulcea, temperatura maximă va fi de 10 grade Celsius și cerul va fi înorat pe tot parcursul zilei. Cam acestea sunt informațiile meteo din zona Muntenii, ne revedem mâine, până atunci vă doresc o vreme frumoasă!